Winter Charity Bazaar este unul dintre cele mai frumoase evenimente caritabile de la noi și se va desfășura în acest an pe 10 decembrie. Târgul de Crăciun este la 21-a ediție și întrunește an de an reprezentanții tuturor ambasadelor, organizațiilor internaționale și meșterii locali într-o susținere financiară a proiectelor ce ajută femeile și copiii dezavantajați. Mai multe la acest subiect aflați de la organizatoarele Angela Chelaru și Zeynep Kılıç, membre ale International Women's Club of Moldova. Bună dimineața, bine ați venit! Good morning and welcome! Good morning, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! You understand Romanian. Can I talk in Romanian? Sure, of course. Well, I kind of am very new to it, but yeah. Întrebam dacă mă cunoaște limba română, pentru că o să vorbesc în limba română. But at least this I'll tell you in English, for being sure for you to understand. We are cooking Turkish food today. Oh, lovely. Pide. Ok, so you know what we are talking about. Am zis că gătim astăzi mâncare turcească la noi în bucătărie. La sfârșitul emisiunii poate ne zici dacă am gătit bine sau nu și ne dai și o notă. Da? Da. Perfect. Eu vreau să întreb mai multe despre acest eveniment frumos, la 21-a ediție, data de 10 decembrie. Ce așteptăm acolo și cu ce putem să venim să vedem și să susținem, poate? Deci, în acest an, la 21-a ediție, Clubul Internațional a Femeilor, împreună cu sponsorii, partenerii noștri, echipa de voluntari, care lucrează deja de 2 luni asupra acestui eveniment, vă așteaptă cu mare drag ca să vă bucurați în primul rând de o sărbătoare organizată de noi, unde vor fi multe ambasade acreditate pe teritoriul Republicii Moldova, care vor fi prezente cu bucate tradiționale, cu prezentarea tradițiilor țărilor, vor fi prezente organizații non-guvernamentale care la fel se ocupă de caritate, vor fi prezenți meșteri populari și antreprenori care vor veni cu ce au ei mai bun într-o susținere a acestei cauze nobile pentru care noi ne-am străduit ca să organizăm acest bazar care dă startul sărbătorilor de iarnă. În acest an, deci, pentru ce caz luptăm? Pentru ce strângem bani? În acest an avem 5 beneficiari mari, să zic așa. Este vorba de Centrul Vitae, este centrul pentru copiii născuți prematuri, unde noi vom ajuta la procurarea unui utilaj ultramodern pentru copilașii născuți prematuri. Este organizația non-guvernamentală Copiii Ploii, este o organizație care susține copiii cu boli genetice rare, Hospice Angelus, la fel este centrul care susține bolnavii incurabili și centrul de migrație, care va fi, donațiile vor fi orientate anume pentru migranții care solicită azil. Am înțeles. Să sperăm să adunăm cât mai mulți bani și să reușim să ajutăm cât mai mulți oameni. Eu știu că acest eveniment este organizat de soțiile ambasadorilor acreditați în Republica Moldova sau membrii familiei oficiile. Eu vreau să întreb pe Zeynep, pentru prima dată atunci când a venit în Republica Moldova, reacția și cum i s-a părut acest eveniment frumos. When you came first to Moldova, this event that is organized every year, what did you think about it? I think it's a very good cooperation amongst international women. Este o cooperare foarte bună între femeile la nivel internațional. It's for a very good cause, for those in need, and it's a good cause to get together and act to do something. Este o cauză bună pentru a fi împreună și pentru a lupta împreună pentru o cauză și a ajuta și alți oameni. What did you think about Moldova? What do you know about our country? Ce știi despre Republica Moldova? E foarte frumos. I love the country. I really I love the culture and I'm really enjoying my stay here. Îmi place țara, îmi place cum arată și
se simte bine la noi acasă. Good people, good food, good weather. I mean, I think it's a... Well, about the weather now. Well, it's all right. I mean. Oameni buni, mâncare delicioasă, vreme frumoasă. Am zis că la capitolul vreme în această perioadă suntem așa, nu chiar de nota 10, dar o să fim și mai frumoși atunci când o să vină iarna și o să avem și zăpadă. În acest an, în data de 10, de la ce oră până la ce oră ținem evenimentul? Târgul începe la 10 dimineața și va dura până la 16. Vreau să menționez că pe parcursul zilei de târg vor avea loc 3 tombole cu cadouri speciale și foarte interesante care sunt oferite de către partenerii și sponsorii noștri. Pentru copilași va fi amenajată o zonă aparte, de fapt copiii vor veni gratis. Biletul de intrare este 20 de lei pentru maturi, pentru pensionari și copii este gratis. Și copiii până la ce vârstă? Până la 12 ani. Copiii vor avea o zonă amenajată, după cum am spus, unde se vor distra cu clovni, cu Moș Crăciun, vor fi pictați, vor avea diferite activități atâta timp cât părinții vor degusta bucatele tradiționale diferitor țări. Poate... Câte țări la număr vor fi reprezentate? Mai mult de 20 de țări. Până acum și-au anunțat participarea. Mai mult de 20 de țări. Mai mult de 20 de țări. Deci vor fi soțiile ambasadorilor care vor găti special pentru această zi. Voi aveți ocazia unică să degustați bucate de la origine, să zic așa. Așa, și gătite de doamnele. Și gătite de soțiile ambasadorilor. Bine, și doamnele noastre nu vor rămâne în urmă. Deci organizațiile de femei tot vor veni cu surprizele lor și vor încerca să uimească vizitatorii. Și sunt sigură că îi vor urmi. Cu siguranță. De ce? Cu siguranță, da. Pentru tombolă avem din partea ambasadei Turciei 3 bilete tur-retur Chișinău-Istanbul-Chișinău. Am înțeles, m-ați convins, gata, în data de 10 decembrie, acolo sunt, participăm la tombolă și putem să vizităm și Turcia, care este o țară absolut fenomenal de frumoasă și interesantă și merită să o descoperiți. Mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi. Thank you for being today at our show. Așa. And hope you'll enjoy your staying in Moldova and good luck with the event. Sper că o să îi placă toată șederea aici în Republica Moldova și mult succes la eveniment. Ne vedem acolo pentru că acolo vom fi și noi matinalii. Vă așteptăm cu drag!